Noul val al pandemiei de COVID-19 a determinat o stagnare a prețurilor pe piața închirierilor, iar în ceea ce privește locuințele nou construite, dezvoltatorii anunță creșteri ale prețurilor cu 30%. Bun găsit, dragilor! Ce se întâmplă pe piața imobiliară acum spre sfârșitul anilor și ce ne poate aștepta la anul? Discutăm cu Andreea Comșa, managerul unei agenții imobiliare. Bun venit, Andreea! Bine te-am regăsit! Ce se întâmplă, Andreea, pe piața imobiliară acum? Mai avem 2 luni până la sfârșitul acestui an și mișcă lucrurile sau ce se întâmplă? Lucrurile se mișcă, doar că, evident, odată cu acest ultim val de pandemie, care a fost destul de agresiv, încă din luna octombrie, lead-urile la proiecte, lead-urile, noi numim lead-uri acei potențiali clienți interesați care sună sau care trimit un e-mail sau un formular de contact, aceste lead-uri au scăzut destul de mult la majoritatea proiectelor din București, pentru că noi avem un feedback din București, dar și în țară, din ce am aflat de la colegii mei. Începem să fim mai precauți, așa, apropo de unde ne investim sau în ce ne investim banii? Nu știu dacă e vorba doar de această parte de a fi mai precauți, ci pur și simplu faptul că acest val a lovit atât de agresiv țara noastră și implicit a venit și un sentiment de neîncredere și de instabilitate și de faptul că din nou le-a fost mai frică potențialilor clienți, oamenilor să iasă din casă, să meargă la vizionări. N-a fost neapărat o prioritate pentru ei să meargă la vizionări. Așadar, cred că mulți au hotărât să mai amâne decizia de cumpărare, plus prețul la energie, care a crescut foarte mult. Piața rezidențială este foarte emoțională și răspunde mult la acești factori majori care vin din economie sau din cauza pandemiei. Prin urmare, orice element care destabilizează factorul de încredere se impactează proiectele rezidențiale. Și cererea. În acest moment, ce să facem? Știi, apropo de miraj sau oportunitate, mai așteptăm anul viitor? Luăm ceva acum cât mai e, știi tu, cald prețul? Eu nu cred că acum sunt foarte multe oportunități în piață, în sensul în care acum piața reflectă cererea. Și anume, nu putem spune că sunt proiecte care oferă prețuri de oportunitate, dar cei care au nevoie să schimbe locuința, să treacă de la un bloc vechi la un bloc nou sau să treacă de la 2 camere la 3 camere, desigur că atâta timp cât și băncile acordă finanțare, acordă credite, este bine să profite de acest moment și să-și achiziționeze o locuință. Dar nu este o piață pentru cei care caută oportunități. Da, dacă cineva se grăbește și vrea neapărat să vândă ceva mai ieftin, ar putea fi o oportunitate pentru cineva care investește. Dar în rest este o piață care a crescut destul de mult, mai mult în ultimii 2 ani, și sunt puține prețuri, să spunem, care reprezintă oportunități. Dar pentru cine are o nevoie de a cumpăra, de a se muta, desigur că este un moment bun. La fel și pentru investitori. Până la urmă, atunci când cumpără proiecte, când cumpără apartamente în proiecte noi, care se vând încă din faza de plan, desigur că au anumite discounturi. Acum e bine să vinzi? Este o perioadă propice? De exemplu, da. Poți să obții un profit mai mare? Da, poți să obții un profit mai mare, depinde acum și când ai cumpărat apartamentul sau casa în care locuiești. Dacă ai cumpărat-o acum un an, profitul nu este atât de mare, dar dacă locuiești de foarte mulți ani, cam toate zonele din București și din țară, în orașele mari, au crescut destul de mult. Prin urmare, dacă cineva dorește să vândă, este un moment bun. Pe de altă parte, dacă vinzi, trebuie să și cumperi. Și atunci cumperi tot la un preț mai mare. Prin urmare, proporția se respectă în general. Deci nu e ca și când... Nu te îmbogățești așa dintr-o tranzacție. Nu te îmbogățești așa de mult pentru că vrei să investești în altă proprietate. Așa mă rog, acum, dacă ai mai multe și vrei să vinzi pentru că este un moment oportun în piață, atunci da, este un moment bun. Dar cum rămâne cu prețul apartamentelor vechi? Și acesta s-a majorat și să le explicăm așa telespectatorilor de ce s-a majorat. S-a majorat pe cale de consecință a cererii crescute, măcar apartamentele noi și proiectele noi, prețurile lor au crescut și datorită cererii, dar și pentru că materialele de construcție, este bine știut faptul că prețul acestora a crescut galopant în ultimii 2 ani, prin urmare s-a reflectat în prețul de vânzare pe metru pătrat. Apartamentele vechi nu au deloc valoare adăugată, la ele nu s-a schimbat nimic, ci simplul fapt că această cerere a crescut din partea clienților, poate mulți nu-și mai permit apartamente noi și se uită la apartamente vechi, dar valoarea lor
intrinsecă nu a crescut cu nimic, doar datorită cererii a crescut acest preț. Citeam niște analize zilele trecute și am tot văzut păreri diferite apropo ale analiștilor, cum că dezvoltatorii spun așa că prețul locuințelor se va majora cu 30%, alții spun că acest procent nu este real. Procentul real ar fi, după un calcul al costului materialelor și așa mai departe, ar fi undeva la 6-10%. Tu, din experiența ta, din ce ai văzut în piață, care crezi că e procentul real? Eu nu cred că 30% este un procent sustenabil. Într-adevăr, anumite prețuri pentru materiale și pentru aceste hard costs, așa cum sunt scrise ele în business plan, într-adevăr, au crescut cu 30%. Cu toate acestea, prețul final nu poate fi impactat cu 30% pentru că piața nu va putea să absorbe aceste prețuri noi. Ele au crescut oricum în ultimii ani. E adevărat că noi oricum suntem în o țară, da, în Uniunea Europeană și cu o capitală, București, care este cam cea mai ieftină din toate capitalele din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, situația economică din țara noastră nu permite atât de multe creșteri galopante și atât de accelerate de la un an la altul. Prin urmare, nu cred că va fi de 30%. S-ar putea să fie, într-adevăr, undeva între 6 și 10% mai degrabă. Așadar, nu este cazul ca acești potențiali clienți sau să fie o panică în piață că aceste prețuri vor crește. Nu vor putea fi absorbite de la un punct încolo. Iar toți dezvoltatorii vor să-și vândă proiectele. Sunt din ce în ce mai multe în piață. Așadar, ei știu că trebuie să rămână competitivi. Apropo de criza imobiliară din China și știi prea bine ce s-a întâmplat cu Evergrande, cu acel colos imobiliar, crezi că va ajunge ecoul și la noi sau crezi că s-ar putea întâmpla așa ceva și în România? Din tot ce am citit și din analizele pe care și noi le-am făcut și am mai vorbit și cu alți colegi din piață, nu cred că ne va impacta atât de mult ceea ce s-a întâmplat în China. Nu cred că e similar cu ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite în 2006-2007, cu apogeul în 2008. Deci nu cred că va fi un efect de recul atât de puternic în țara noastră. Pe de altă parte, desigur că trebuie să rămânem prudenți și să ne uităm ce se întâmplă și în alte țări și mai ales în aceste state care influențează economia mondială. Pe de altă parte, după ce a fost această criză la noi în 2007-2008, și dezvoltatorii, și băncile finanțatoare, și BNR-ul, sunt niște entități care au fost foarte prudente în ceea ce privește politica de acordare de credite și BNR-ul mi se pare că ține destul de mult bine în frâu. Da. Și din acest motiv nu cred că sunt momentan semnale să ne îngrijorăm în acest sens. Când vine vorba de piața chiriilor, ce se întâmplă acolo? Au mai scăzut chiriile? E mai ușor acum să faci un deal bun? E mai ușor să faci un deal bun cu siguranță decât era acum 2-3 ani. Sunt multe apartamente în piață care urmează să fie închiriate cu atât mai mult în blocuri noi, cu precădere, pentru că au fost mulți care au cumpărat în aceste blocuri în faza de proiect pentru a le închiria ulterior. Iar acum avem o piață care abundă de oferte și de proprietăți pentru închiriere, dar de o cerere mai scăzută. Așadar, cred că în ziua de astăzi, da, poți să obții un deal mai bun. Cu toate acestea, proprietățile scumpe sau proprietățile speciale, oricum, nu sunt niște discounturi foarte mari, dar la prețurile și la blocurile în zone centrale, medii, la prețurile medii, cu siguranță sunt multe oferte în piață. Spre ce se mai orientează acum România, având în vedere cumpărarea unei locuințe? Preferăm apartamentele mai mari, preferăm apartamente cu grădină sau, dimpotrivă, vrem în continuare case la marginea Bucureștiului? Vor în continuare case la marginea Bucureștiului și nu doar a Bucureștiului, ci cam în toate orașele mari din țară. Acest trend se menține, a început cam de un an și jumătate, iar evident că și proiectele au urmat acest trend. Să nu mai vorbim de faptul că în București, puzurile fiind blocate, multe proiecte sunt în așteptare, mulți dezvoltatori care aveau deja terenurile respective, pentru că nu mai pot să construiască în București, se uită oricum să înceapă proiecte de case în afara Bucureștiului, proiecte de case care au prețuri competitive. Noi nu vorbim de case peste 200.000, peste 300.000 de euro. Nu, pe la 100 și ceva. Sau, exact, da, 100, cam 130.000, 140.000. Da. Atât costă decente. Un apartament în centru capital. Da. Deci aceste proiecte continuă.
Da, și iar pentru cei care locuiesc în continuare la apartamente, se uită la proiecte care poate au mai multe facilități, cu siguranță, la apartamentele de la parter care au grădini, dar în general la facilități. Deci cei care continuă să stea în apartamente, pentru ei contează foarte mult facilitățile, poate mai mult decât acum 3-4 ani, când nu erau atât de, să spunem, nu impactau atât de mult decizia de cumpărare. Apropo de puzuri, în cazul în care de la anul se vor debloca și se va începe din nou construcția și așa mai departe, crezi că se va simți asta în piața vis-a-vis de prețuri? Se va simți în piață, dar nu neapărat că prețurile vor crește, pentru că, din potrivă, faptul că puzurile sunt blocate creează o presiune pe proiectele existente și face ca prețurile acestora cu atât mai mult să crească, pentru că oferta începe să scadă. Momentan nu se simte, dacă la anul, în luna martie, aceste puzuri vor fi deblocate, nu cred că impactul va fi atât de mare. În schimb, dacă se continuă în următorii ani acest blocaj la nivel administrativ și se spune că puzurile se deblochează, dar poate că oricum nu se vor aproba anumite puzuri individuale pentru terenuri sau durează mult să obții autorizațiile, poate mult mai mult decât înainte, se va impacta evident în proiectele existente, iar oferta, dacă începe să scadă proporțional, atunci da, dezvoltatorii nu vor avea motive să scadă prețurile, pentru că în continuare va fi această cerere pentru proiecte noi. Așa este. Cu ce crezi că va veni 2022 pentru noi, potențial cumpărători? Cred că va veni cu o stabilizare a prețurilor, chiar dacă aceste materiale de construcție continuă să crească, probabil că la un moment dat se va stabiliza și acest lucru. Lipsa de stocuri care a venit în urma pandemiei a impactat și aceste prețuri, probabil că acest lucru se va echilibra la un moment dat. Cred că vom vedea mai multă stabilizare în piață și pentru aceste prețuri care au crescut și cu 13% pe an în anumite cazuri, la anumite proiecte și în anumite zone, uneori chiar și mai mult. Deci nu cred că mai este nu va mai fi exact aceeași efervescență, dar cererea se va menține, iar dezvoltatorii vor răspunde cu atât mai mult acestor trenduri, și anume case în afara orașului. Dezvoltatorii se adaptează atât timp cât piața merge și prețurile rămân totuși, repet, stabile. Nu cred că ne putem aștepta la scăderi majore de preț. Dacă sunt oameni care asta așteaptă, asta ar însemna doar o criză economică și nu cred că își dorește nimeni acest lucru. Dar va fi mai multă stabilitate pe partea de prețuri. Crezi că va afecta această lege cu o cumpărare a unei a doua locuințe și declararea ei ca reședință permanentă, apropo de cumpărarea unei locuințe noi? Da, cred că pe de-o parte poate să impacteze, dar foarte puțin, pentru că majoritatea celor care cumpărau pentru investiție nu luau un credit de la bancă. Sunt puțini cei care luau credit, poate maxim încă un apartament cu credit de la bancă, dar în general investitorii care luau apartamente în scop investițional pentru a le închiria ulterior, în general aveau finanțare de la bancă, dar nu genul acesta de credit ipotecar. Aveau finanțare sau veneau pur și simplu cu banii cash și plasau în aceste proiecte. Deci nu impactează atât de mult piața. Nu este o măsură care, să spunem, că ar duce la o scădere drastică a achiziției de locuințe. Dar ar fi bine să se rămână doar la această măsură, să nu devină mai creativ de atât. Ar fi bine, da. Da. Și apropo de credite, sunt în continuare prietenoase pentru populație. Poți să obții un credit imobiliar facil în acest moment? Da, dacă ești eligibil, da. Cu siguranță sunt niște condiții de eligibilitate care se respectă și, din nou, BNR-ul a impus niște norme care cred că sunt la limita între a fi stricte, dar totodată băncile să poată să dea finanțare. Cred că dacă ar fi niște limite mai dure de atât, ar scădea foarte mult apetitul clienților de a lua un credit, pentru că nu s-ar mai încadra. Dar da, momentan lucrurile merg. E mai greu dacă vrei să iei cu venituri din dividende. Atunci se schimbă povestea și te încadrezi foarte greu să mai cu acest tip de venituri. Dar altfel, până la urmă, clienții iau și cumpără apartamente cu credite de la bancă. În topul celor mai scumpe orașe s-a schimbat ceva sau sunt tot aceleași? Desigur cu București un frunt. Bucureștiul, mă rog, pe medie, la un moment dat Bucureștiul a fost nu mai era în trecut, frunte, pentru că da. a fost surclasa de Cluj. De Cluj, da. Dar Clujul ca medie, din simplu fapt că, mă rog, sunt foarte puține locuințe, au fost foarte puține locuințe noi care au putut fi construite în centru sau în zone bune din Cluj și evident că a fost un impact mare pe metru pătrat, dar
Oricum, Bucureștiul rămâne în fruntea clasamentului. Simplu fapt că se balansează media în București pentru că se construiește mult și în afară, în Ilfov. Da, asta face o medie puțin mai joasă decât Clujul, de exemplu. Dar cred că Bucureștiul oricum rămâne în frunte și zonele premium din București oricum nu pot fi atinse de niciun alt oraș. Așa este. Andreea, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție, pentru aceste previziuni și să fim așa cu ochii pe piața imobiliară, să speculăm momentul și să acționăm atunci când trebuie, în beneficiul nostru. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc frumos. Dragilor, iubește cântul de când era mică, de la grădiniță și uite așa a ajuns să încânte întreaga lume cu talentul ei muzical, fie că vorbim de România, fie că vorbim de Germania sau chiar de Statele Unite ale Americii. Vorbim de doamna muzicii populare Brândușa Covalciuc-Ciobanu, care vine acuși la noi între prieteni, dar mai întâi ascultăm o piesă să intrăm în atmosferă. Iarbă verde din Poieni, hai la joc cu moldoveni, hai la joc cu moldoveni, tairam tirira. Că la muncă stai trecut și la joc ăsta riuț, și la joc ăsta riuț, tairam tirira. Că la jocul tăți vinim, cu și dragi să ne întâlnim, pământul să-l bătușim, tairam tirira. Că la jocul tăți vinim, cu și dragi să ne întâlnim, pământul să-l bătușim, tairam tirira. Zăi pe strunii tot așa, arde-o mai și n-o lăsa, până scripca crapa. Moldovenii îți știuți că joacă cu pași mărunți, că joacă cu pași mărunți, tairam tirira. Ca spărnelul te învârți, în jur n-ai cum să te uiți, în jur n-ai cum să te uiți, tairam tirira. Tăți în joc ne sufletăm, din trecut e tropăim, din trecut e tropăim, tairam tirira. Ne învârtim așa ușor, nu m-am voia scripșilor, nu m-am voia scripșilor, tairam tirira. Cât pământul ne-a răbda, de joc nu ne-o săpură. Jocul-i bun și el ne pune să trăim bine pe lume, să trăim bine pe lume, tairam tirira. Că te învârte și te-ntoarce, până voi bună-ți face, până voi bună-ți face, tairam tirira. Și-apoi când ai prins curaj, de el nu vrei să te lași, de el nu vrei să te lași, tairam tirira. Că te ține cu lecheș, vească genelii aici, din joc nu vrei să te duci, tairam tirira. Hai, dar roată ca și vântul, să jucăm cu zboare, gândul până tot băim pământul, mă! Iosfii mei e pricepută, când la hor strâng la nuntă, când la hor strâng la nuntă, tairam tirida. Și pe unde își schimbată, veselie fac îndată, veselie fac îndată, tairam tirida. Lângă mine bitiței, și-aș din mama focului, și-aș din mama focului, tairam tirida. Că eu joc numai râzând, și-ndem lumea chiuind, și-ndem lumea chiuind, tairam tirida. Ei, făcutu-ți dintr-o bucată, ca să bucur lumea toată, mă! N-ai cum să nu te energizezi cu asemenea piesă și uite așa ne energizăm și noi cu discuția în platou. Doamna Brândușa Covalciuc-Ciobanu a venit aici între prieteni. Bun venit! Bine v-am găsit! N-ai cum, aveți așa un spirit aparte, ni-l transmiteți prin piesele dumneavoastră și ne dați așa o stare de voie bună. Păi așa sunt moldovenii! Toți, sigur! Ce vă pune în apă de sunteți așa? Așa m-am născut, am gena bună. Aveți gena bună și... Aveți din neamul lui Ștefan. Așa este. Și 40 de ani de carieră muzicală. Când deja 41. 41, încă unul. Anul trecut ați făcut 40 de ani. Mulți înainte să ne bucurați în continuare cu talentul dumneavoastră. Cum se simt acești 41 de ani? Când au parcă trecut? Ieri am început să cânt. Eu mă simt la fel, doar că anii se adună, numai uitându-mă la băiatul meu care va face 33 de ani, numai uitându-mă la el îmi dau seama cât au trecut anii, că de altfel sufletul este la fel de... De tânăr. Așa este. Vorbeam la început că ați descoperit cântul încă de la grădiniță. Da, am fost la un concert al marii noastre interprete a cântecului moldovenesc, Maria Bararu, la Căminul Cultural din Broscăuți. Aveam 4-5 ani. Am văzut-o cântând, era plină de viață.
avea o floare la ureche și m-am dus acasă și am cântat la Fântâna cu Luc și de atunci am vrut să cânt. Și peste ani, adică acum vreo câțiva ani, am fost eu la o aniversare a părintelui Daniel Horga la Suceava și gazda noastră e o familie pe care eu o salut, doamna și domnul Ovidiu Onuții. Ei au trei copii și fetița m-a văzut cântând și a zis eu vreau să fiu populară și de atunci fetița cântă, Melania cântă. Deci în viața fiecăruia dintre noi apare la un moment dat cineva care probabil îți este un model, te ajută, face un click. Face un declic acolo, așa este. Și părinții v-au susținut să urmați mai departe întotdeauna o carieră în muzică? Întotdeauna m-au susținut părinții în ce am făcut, dar la un moment dat, tatăl meu, pentru că eu eram singurul copil, își dorea ca eu să fiu medic și spunea că pot să cânt și profesând altceva, dar drumul a fost bine, traiectoria a fost bine trasată și dacă Dumnezeu a vrut să cânt, asta s-a și întâmplat de altfel. Cum a fost acest drum? A fost presărat și el cu mici obstacole pe aici colo? Ca orice drum, destul de sinuos. Este normal, ai urcuș, ai coborâș și important este să știi să-ți menții echilibru. Știi ca pe bârnă, Da. Și cine v-a ajutat pe dumneavoastră, așa, cu un sfat bun, cu o vorbă foarte bună? Mult. Ar trebui să îmi amintesc de profesorii care m-au susținut, de redactorii cu care am colaborat, de maestru regretatul dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Rapsozii Botoșanilor, profesorul Ioan Cobâlă, care a avut încredere într-o fetiță. Practic, eu am început să colaborez cu Orchestra Rapsozii Botoșanilor de la sfârșitul clasei a 8-a. Iar când am terminat clasa 10-a, pentru că liceul de muzică se desființase și ar fi trebuit să mă duc către un alt liceu din țară, eu am zis că îmi doresc să cânt. Profesorul meu, soțul profesoarei mele de canto, domnul profesor Gheorghe Cojocaru, m-a luat de mână și a zis, Ioane, copchila asta vrea să cânte. Eu colaborasem cu Orchestra Rapsozii Botoșanilor, am susținut un concurs. Am fost admisă, am primit derogare de la fosta UGSR pentru că era minoră și cu ajutorul bunului Dumnezeu am devenit artist profesionist la 16 ani. O, ce frumos! Ați visat sau visați pe atunci să colaborați cu numeri mari, bineînțeles, ale scenei și s-a și întâmplat păi de altfel în carieră. Păi deja colaborasem eu ca și colaboratoare a Orchestrei de Muzică Populară Rapsozii Botoșanilor. Fusesem în spectacole în care erau invitați mari artiști ai României. Amza Pellea, Florin Piersic, Stella Popescu, Alexandru Arșinel, Irina Login, Ion Dolănescu, Sofia Vicoveanca și Benone Sinulescu, Mioara Velicu. Aș putea să vi spun pe toți, dar sunt foarte mulți. Dacă am omis pe cineva, rog să mă ierte, pentru că este inevitabil să mai uităm câte ceva. Așa este. Cum a fost atunci când ați avut primul contract în străinătate? Păi, eu fiind soție de militar, până în anul 1990 n-am putut ieși nicăieri în afara țării. Nu am primit pașaport. Visul meu cel mare era să văd America. Vis care s-a împlinit, da. Abia în anul 1995, cum nimic nu e întâmplător, într-o zi de Crăciun am pășit pentru prima dată pe pământ american la New York și de atunci merg mereu, mă duc acasă, am rezidență, dar casa mea este tot aici. Unde aveți rădăcinile, aici. Bineînțeles. Cum e? Aici este casa mea și neamul meu cel românesc. Ne apropiem și de 1 decembrie. Cum să nu, da? Așa este, o să sărbătorim atunci, să simțim că suntem români, bineînțeles, ne iubim țara. Nu uita că ești român, nu? Normal, normal. Rădăcina ta de veacuri stă înfiptă în ogor și nu poate smulge un vifor călător. Așa este, dar în SUA, cum vi s-a părut așa la primul impact atunci, în 95? Cum era pentru un Exact. Pentru un primul român? Impact, da. Emoționant a fost, pentru că am cunoscut oameni noi, locuri noi. Impresionant a fost când m-au dus niște români de am văzut noaptea Manhattanului, era Crăciun, erau
în România încă nu erau casele cu ornamente cum sunt acum. Așa este, dar am luat și noi moda de acolo. Atunci am făcut un album cu fotografii, cu casele împodobite pentru Crăciun. Și mai știu eu că ați cântat pe Broadway. Da. Trebuie să menționăm. De mulți ani, un român inimos, domnul Ștefan Minovici, organizează un festival, Ziua României pe Broadway. Nu de 1 decembrie. Ziua României este de regulă o zi din luna mai, o duminică din luna mai, în care domnul Ștefan Minovici adună românii pe o stradă, pe Broadway, se închide Broadway, acolo este ca un fel de, știu eu, găsești produse românești, iar pe scenă vin artiști români. Și am fost la multe ediții, am avut bucuria să cânt alături de marea noastră artistă, Ciocărlia Neamului Românesc, doamna Maria Ciobanu, și multe alte nume sonore în folclor. Îmi dau seama ce frumos este pentru românii stabiliți de acolo să primească artiști români. Românii de peste tot acum sunt obișnuiți cu prezența artiștilor de acasă. Când în primii ani, în 1995 până după 2000, când au început românii să vină mai ușor spre țară sau să-și aducă rudele, deja a apărut internetul, au apărut posibilitățile de a vedea... Comunicare video, da. Într-adevăr. Până atunci, într-adevăr, noi le ostoiam dorul de casă și de cei dragi prin muzica noastră. În Germania, știu că a susținut. Am fost și în Germania, am fost peste tot. E altă atmosferă acolo, în Germania, față de SUA. E alt public, mă gândesc, nu? Românii sunt aceiași peste tot. Românul știe să-și petreacă oriunde s-ar afla, că este în Africa, că este în America de Sud sau, știu eu, aici, la Botoșani, își petrece la fel. Mănâncă tradițional, joacă sârba, hora, bătuta, știu eu, brâu, bănățan sau toate celelalte genuri de folclor. Cum v-a fost anul acesta? Uite, mai sunt 2 luni până se termină. Slavă Bunului Dumnezeu, am fost sănătoasă, sunt sănătoasă, m-a ocolit COVID-ul, m-am și vaccinat, am putut călători liber. Mulțumesc lui Dumnezeu. Am avut și activitate. Eu, anul trecut, în pandemie, am reluat colaborarea cu Radio Iași, Radio România Iași, unde prezint o emisiune cu dedicații muzicale, un cântec pentru fiecare, în fiecare miercuri seară. Iar la Botoșani, la o televiziune care promovează folclorul, fac o emisiune odată sau de... realizator Radio TV? Da, da. Frumos asta, pentru că fanii au ocazia să vă vadă așa, să le fiți aproape mereu, pe toate canalele. Da, invit pe fani, dacă îmi permiteți, să vizioneze canalul meu de YouTube și să se aboneze. Cum e cu promovarea aceasta pe rețelele de socializare? Cum vă descurcați? Să știți că eu nu m-am promovat foarte mult pe rețelele de socializare. Acum am apelat la un specialist, pentru că eu și la vârsta pe care o am și nu zic eu că, dar nu pot să am nivelul unui om care face acest lucru mereu, pentru care s-a pregătit de altfel. Așa este, oricum este o bucurie că sunteți și acolo și primiți feedback din partea fanilor dumneavoastră. Eu sunt mulțumită, dar întotdeauna este loc de mai bine. Și pentru că mi-a spus despre fiul dumneavoastră, care, iată, împlinește sau a împlinit deja o frumoasă vârstă de 33 de ani. Va împlini în ianuarie. În ianuarie, mulți înainte. Mulțumesc. Nu v-a urmat calea cântului popular. Nu. De multe ori am spus că nu înțeleg de ce n-am moștenit, că... Dar cânta așa prin casă, când niciodată, era mic cu dumneavoastră, nu? Niciodată. Altfel, l-aș fi convins să facă muzică. Am fost cu el când avea vreo 5 anișori, aveam acasă pianină și l-am dus la o profesoară prietenă cu mine să-l asculte și să facă ore cu el până mergea la școală. Și mi-a zis că îi dă florile profesoarei,
dar că el nu cântă, că nu îi place să cânte, iar profesor a zis, Brândușa, el nu va cânta niciodată. Într-adevăr, eu am văzut la el dragoste de altceva. Era foarte mic și i-am adus dintr-o călătorie un tank. Și am văzut eu așa că îl desfăcea cu foarte mare atenție. Era meticulos, da? A doua oară i-am mai adus unul identic, iar soțul meu, foarte, Dumnezeu să-l odihnească, foarte supărat pe mine, mi-a zis, măi, tu în loc să-l muștruluiești că a stricat jucăria, tu i-ai mai adus una identică, să vezi ce o să-ți facă ăsta când o să crească. Iată că nu mi-a făcut, el este pasionat de mașini, de mecanică, de tot ce, electronică, tehnică, tot ce vreți. Este un meșter, ca să zic așa, da? Da? E foarte talentat la acest lucru, foarte frumos. Foarte frumos. Trebuie să vorbim și despre o piesă sensibilă pe care vrem să o difuzăm imediat după interviul nostru, când îți pleacă omul drag. Ce poveste se ascunde acolo în spate? Acest cântec l-am înregistrat după plecarea soțului meu cu ajutorul bunei mele prietene, actrița Jenny Nicolau de la Craiova. Ea mi-a scris textul, eu l-am îmbunătățit așa cum mi-a cerut sufletul, iar muzica îi aparține lui Răzvan Mitoceanu, dirijorul Orchestrei Ansamblului Artistic Ciprian Porumbescu din Suceava, un dirijor tânăr și foarte talentat, pe care eu îl denumesc, căruia eu îi spun șlăgărel, pentru că tot ce scrie el... Atinge, tot ce atinge se transformă în aur, cum s-ar zice. Așa este. Și acompaniamentul aparține Orchestrei Ansamblului Artistic Ciprian Porumbescu din Suceava. Sunt deja aproape 3 ani, în ianuarie vor fi 3 ani de când soțul meu a plecat dintre noi. Dar vă veghează de acolo de sus și este alături de familia dumneavoastră. Cu siguranță. Ne mai încântați acum spre sfârșitul anului cu piese noi? Mai pregătiți ceva? Da, deja am înregistrat... o sârbă nouă care se intitulează Spune viață, spune. Mai am în lucru un album. Până în sărbători doar 2-3 melodii, așa cum nici cei prea mult deodată. Așa că câte puțin. Într-adevăr. Așa este. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. A fost o bucurie și să rămânem aproape în continuare. Și pentru mine și voi reveni cu drag de câte ori îmi veți oferi prilejul. Vă mulțumim frumos, vă îmbrățișăm. Și eu vă îmbrățișez, îmbrățișez pe telespectatorii dumneavoastră și am eu o urare așa pe care o adresez tuturor celor care ne urmăresc. Să ne ocolească COVID-ul. Așa Doamne să ajută. Fie, Doamne ajută, că bine spuneți, vă mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc. Vă lasă în compania unei piese sensibile, o piesă de suflet, când îți pleacă omul drag. Brândușa Covalciuc, Cioban. Îți pleacă omul drag, mă, lacrimile-ți cad pe prag, of, of. Tu-l aștepți, el nu mai vine. Numai pragul te mai ține, Doamne. Te-ai clatin de-atâta dor și pierzi șirul zilelor, așteptând să vină dragul, renunți mai trece pragul lor. Mi-ai luat inima cu tine, doar un gram mai bate în mine, of. Și mă întreb cum să trăiesc dacă n-am să te privesc, oh.
prietenii vor sta. Alinare în urma ta, of, of, sărut pozele rămase. Unele de vreme arse, of, of, eram tineri, mă iubeai, flori-n plete împrindeai. Și e credeam, iar astăzi nu te mai am, of, of. Mi-ai luat inima cu tine, doar un gram mai bate în mine, of. Și mă-ntreb cum să trăiesc dacă nu te mai privesc, of. Cei mai frumoși ani din viață i-am stat la tine pe brață, of, of. Mi-ai arătat unde-i luna și-am atins cerul cu mâna, Doamne. Ai plecat, s-o fi mai bine, ce mă fac fără tine? Că nu știu cum să trăiesc fără să te mai privesc, oh. Mi-ai luat inima cu tine, doar un gram mai bate în mine, oh. Și mă întreb cum trăiesc dacă nu te mai privesc, oh. Mi-ai luat inima cu tine, dar un gram mai bate în mine, oh. Și mă întreb cum să trăiesc dacă nu te mai privesc, oh. A lăsat televiziunea pentru a-i ajuta pe românii din Marea Britanie. Este un exemplu că niciodată nu este prea târziu în viață să o iei de la capăt. Mălina Vârtejanu, fost jurnalist, derulează un proiect dedicat românilor care au reușit în Regatul Unic și ne prezintă online poveștile lor. În plus, organizează și evenimente sportive și culturale pentru români, iar asta nu a rămas fără ecou. Aflăm mai multe de la Mălina Vârtejanu, consultant pe imigrare. Este în direct cu noi prin Skype. Bun venit, Mălina! Bine te-am găsit, Ana, mulțumesc pentru invitație. Îmi pare tare bine să ne vedem și să povestim despre proiectele frumoase pe care le derulezi acolo, în Irlanda de Nord, acolo unde te-ai stabilit în urmă cu câțiva ani și ai decis așa să o iei de la capăt. Nu ți-a fost foarte ușor, mă gândesc. De aici până la ajunge consultant pe imigrări, este, nu, o cale lungă, presărată cu lucruri frumoase. Este calea fiecărui emigrant. Fiecare persoană care schimbă țara de origine trece printr-un proces de adaptare și durează destul de mult. Unii se adaptează mai ușor, pentru majoritatea nu este la fel. Motiv pentru care am început și acest proiect care se numește România în UK, unde prezentăm poveștile românilor simpli, poveștile românilor care au ales să plece și să se stabilească în Marea Britanie. M-am gândit să pornesc acest proiect tocmai de aici, de unde m-am mutat eu, din Irlanda de Nord, despre care românii nu știu mare lucru. La fel cum se întâmplă și pentru românii noștri care pleacă în străinătate, aleg calea exilului și nu știi de unde vin oamenii. În momentul în care suntem afară, viața noastră este complet diferită. Trebuie să te adaptezi la un nou sistem social, trebuie să înțelegi și să adopți o cultură diferită. Și atunci tot procesul ăsta e puțin mai greu de digerat la început.
Motiv pentru care am început acest proiect România în UK și vreau să spun prin el poveștile oamenilor simpli, poveștile majoritare a românilor care sunt afară. Și am pornit de la ideea că suntem mai mult de 80% din românii care sunt afară, sunt oameni simpli, ale căror povești nu sunt foarte cunoscute. Și atunci am zis, haide să le spunem noi, de ce să nu le spunem noi? Toți suntem jurnaliști, lucrez la acest proiect împreună cu niște prieteni foarte apropiați, cu Alin și Maria Petrică, care și ei sunt foști jurnaliști și care s-au stabilit acum în Spania, dar și în UK. Și ei fac drumul ăsta dintr-o lume în cealaltă și niciunuia dintre noi nu ne-a fost ușor. Am făcut un schimb de experiență între noi și ne-am dat seama că am putea să punem la oaltă toate cunoștințele noastre în slujba comunității. Am discutat despre cât de greu ne-a fost la început, de unde am accesat suport, am văzut unde a existat, unde n-a existat și ne-am gândit că experiența fiecărui om este diferită și în același timp, dacă poveștilor lor vor fi spuse, o să fie de ajutor și pentru alții. Trebuie să îmi povestești așa ce ai descoperit având în vedere aceste interviuri pe care le realizezi cu românii noștri. Ce fel de povești? Vorba aceea, este o diversitate acolo. Sunt multe motive pentru care românii aleg să părăsească țara natală și să se stabilească acolo. Păi am început de la jobul meu de zi cu zi și mi-am dat seama că în actele, cel puțin în sfârșit avem o statistică oficială în Marea Britanie în care peste 1.200.000 de români s-au stabilit deja aici, au accesat acel statut de rezidență. Și lucrând cu comunitatea îndeaproape, mi-am dat seama că percepția și într-o parte și în România și în UK, percepția despre români nu este cea mai justă. Și am zis, hai să spunem poveștile astea și să le spunem bilingv, să le spunem și în română și în engleză, astfel încât și oamenii de acasă și cei din România să ne cunoască pe noi așa cum suntem și toate eforturile pe care le depunem aici afară, dar și pentru englezi să cunoască diferențele culturale și să vadă cum sunt adevărat românii. Pompăm, mi-am dat seama că dăm bani, muncim aici, dar noi trăim între două lumi. Oamenii plecați afară, românii plecați afară, cei pe care am intervievat noi ne-au spus că ei sunt divizați între două lumi. În momentul în care sunt în Anglia, le este dor de România și nu știu cum să-și stingă dorul ăsta de țară, încearcă să se adune împreună și în același timp când sunt în România, le este dor de aici, unde își petrec majoritatea timpului. Uh-huh. Și pendulăm cumva între lumile astea două și parcă niciodată nu te identifici cu un loc. Parcă nu-ți mai găsești locul. Ce am găsit eu cunoscând comunitatea, am cunoscut foarte mulți români care au un job de zi cu zi, dar după muncă încearcă să se adapteze și fac și alte lucruri. De exemplu, avem povestea lui George Toma, care a fost electrician în România, undeva într-un sat pe lângă Buzău, a ales să plece în străinătate în urmă cu vreo 15 ani, a lucrat pe un vas de croazieră vreo 8 ani, apoi s-a stabilit în New York, unde a rămas și a lucrat într-un restaurant vreo 3 ani de zile și a ajuns managerul acelui restaurant, după care a avut nevoie de o altă provocare și s-a mutat tocmai în Irlanda de Nord. De la tumultul New Yorkului a venit într-un sătuc, care este port către Marea Irlandei și s-a stabilit acolo, este carer, deci îngrijește, este infirmier la un azil pentru bătrâni cu demență. Și după muncă, el este pompier și salvator pe mare, deci merge pe mare și face intervenții complet gratuit. Deci face jobul 2 și jobul 3 complet voluntar și gratuit. Uh-huh. Și este extrem de cunoscut în comunitate și în orășelul respectiv. El este cel care deschide și închide ușa stației de pompieri. Uite, vreau să te întreb, așa cum ai cunoscut tu pe acești români, dacă ei vor să rămână acolo pentru totdeauna, să zic, sau se mai uită așa în spate și ar vrea să se reîntoarcă la un moment dat în țară? Care este percepția ta? Sunt oameni care s-au întors. Uite, vezi, sunt oameni care s-au întors în pandemie pentru că lucrau în industriile astea care au fost foarte grav afectate, hotelier, restaurante, construcții și toate au fost oprite brusc și în timpul lockdown-urilor de anul trecut sunt mulți care s-au întors acasă. Sunt alții care au ales să rămână și s-au reprofilat și aici e o altă discuție pentru că sunt oamenii care merg afară și schimbă în decurs de câțiva ani, 3, 4, 5 meserii.
le este dor, motiv pentru care am derulat și celelalte proiecte culturale și sportive în care încerc să aduc comunitatea împreună și să se cunoască între ei. Se adaptează la cultura de aici, e drept. Sunt unii care uită complet de limba română, dar își dau seama și că și copiilor sunt aici și că ar vrea și ei să cunoască și limba română, să cunoască și tradițiile, să se adune, să mergem împreună, nu știu, să facem un eveniment de 1 decembrie, cum urmează, să ne adunăm pentru colindat. Sunt, vor să păstreze tradițiile și întotdeauna sunt alături de părinți, de ce au lăsat acasă, adică rămân în continuare în contact cu familiile de origine. Sunt persoane care s-au mutat la peste 50 de ani aici numai ca să vină să-și sprijine copiii, cum avem povestea antreprenorului pe domnul Emil Indricău, care a decis, deși a avut oportunități de-a lungul vieții să se mute, să plece din țară, nu a făcut-o, a rămas alături de familie în România să-și educe copilul, iar copilul lui a ales acum la 30 de ani să se mute în Marea Britanie și a venit alături de el să-l sprijine și chiar și tatăl, domnul Emil, a devenit antreprenor. A pornit o firmă de construcții și de reparații, este foarte cunoscut în comunitate, dar este cunoscut și printre englezi. Și cu toate că nu știe engleză, a încercat să-și folosească resursele digitale. A început să folosească Google Translate sau Maps și să încerce să comunice fără intermediar cu localnicii. Și așa își asigură traiul și pare mare succes. Uite ce frumos, ce descurcăreț. Vezi, găsești soluții mereu. Uite, mi-ar plăcea tare mult ca de 1 decembrie să intrăm așa printr-o legătură directă să vedem cum petrec românii de acolo. Facem? Facem, sigur, o să organizăm eveniment chiar în weekend. Acum, sâmbătă, am avut o șezătoare, am găzduit chiar la mine acasă o șezătoare pentru doamne, în care am discutat despre sezonul de toamnă, cum ne pregătim pentru iarnă. Am una din doamnele din comunitate, este foarte faimoasă pentru cum pregătește ea murăturile și tot ce este pentru toamnă. Englezii au această tradiție sau îi învățăm noi? Îi învățăm și pe ei, pentru că, uite, mergem la vecini. Merg la vecini și le arăt ce ne-a pregătit doamna Ana. Facem o prezentare de modă, doamnele defilează prin casă și schimbă ținutele și impresii între ele. Pentru că a fost dificil să facem evenimente în ultima perioadă și acum, pentru că la noi lockdown-ul este ceva mai lejer, ne-am permis să facem lucrul acesta. Mălina, trebuie să mai mă povestești și despre celelalte evenimente pe care tu le-ai organizat și despre campionatul de fotbal care a avut mare succes acolo. Ziceam că nu rămân așa fără ecou eforturile tale. Da, am vrut să aduc comunitatea împreună. Uite, facem alte evenimente pentru că a existat această oportunitate să participăm la un campionat de fotbal între minorități, unde au participat vreo 20 de alte naționalități care locuiesc aici în Irlanda de Nord. Am pus foarte repede împreună, am găsit repede băieți doritori de fotbal pentru că știam unde se adună prin Belfast și în alte orașe din Irlanda de Nord. Am strâns o echipă de 40 de fotbaliști amatori, dar care au și jucat în țară unii dintre ei în echipe profesionale. Și am reușit timp de 2 luni de zile să ne adunăm în fiecare săptămână la meciuri și ușor, ușor băieții noștri au ajuns până în finală și a fost ceva senzațional. Am culminat cu un eveniment foarte mare la un teren de fotbal, un festival al minorităților unde am avut peste 1500 de oameni, unde am împărțit gratuit din cultura noastră, din bucatele noastre tradiționale, muzică, dans, voie bună, activități pentru copii. Dar cel mai bun lucru este faptul că au ajuns băieții în finală și au celebrat foarte frumos. Iar sâmbătă aceasta o să avem chiar un meci amical cu cei în fața cărora am pierdut. Ca să arătăm că relațiile noastre continuă, merg mai departe. Deci nu ne-am oprit aici. Așa este, că sunteți fair play, vorba aceea. Suntem fair play. Iar băieții noștri i-au luat pe brațe pe câștigător și i-au urcat pe scenă, ceea ce a fost senzațional. Ce frumos, dar uite, pentru copii vei organiza ceva în viitor. Uite, vin și sărbătorile în decembrie, cadouri, Moș Crăciun, Moș Nicolae, ce se mai servează și prin Irlanda de Nord. O să facem și o seară de colinde. O să avem un eveniment mare de 1 decembrie, unde aducem comunitatea împreună. Facem lansarea asociației, pentru că s-a constituit în mod formal prima asociație românească de aici din Irlanda de Nord. Se numește Belfast Intercultural Romanian Community. Cu ocazia zilei de 1 decembrie vom face și lansarea oficială a asociației, cu o recepție.
Iar de sărbători, cu siguranță, vom organiza o seară de colinde și vom da cadouri copiilor din comunitate. Va veni moșul și aici. Vine moșul și aici. Vine moșul peste tot, bineînțeles, nici nu se poate altfel. Copiii tăi cum s-au adaptat acolo cu sistemul educațional? A fost ușor? N-a fost deloc ușor la început. N-a fost deloc ușor la început și de asta fac o mulțime de activități și unde încerc să implic și pe ei. În toate acțiunile comunitare încerc să implic pe ei, dar și alți copii din comunitate. De la copiii mei și de la exemplul meu mi-am dat seama, am identificat care sunt lipsurile și am venit cu soluții. N-am stat numai pe margine, ne-am gândit să găsim soluții la tot felul de situații în care ne aflăm. Le-a fost greu la început pentru că nu știau limba atât de bine, pentru că copiii sunt foarte sinceri între ei la școală. Erau copii locanici care erau ușor răutăcioși cu ei pentru că veneau din altă parte și li se părea că accentul lor nu este sau că nu știu suficientă engleză. Accentul, cu atât mai mult, accentul din Irlanda de Nord este complet diferit, deci se vorbește engleză complet diferit și chiar și pentru mine a fost o problemă la început. Acum vorbește cu accent engleza ca ei? Eu nu, dar copiii, da. Iată, te-au întrecut. Ai mei, da, m-am întrecut și chiar îmi spun, mama, nu știi bine engleză. Și mă duc și mai citesc. Mai citesc și revin. Eu încerc să-i adun pe copii, încerc să-i adun și pe copiii din comunitate să învețe și limba română, să învețe să vorbească corect limba română. I-am băgat cu alți colegi, foști colegi de-ai noștri la școala de gramatică online, unde primesc și tot felul de bonusuri încât să-i stimuleze și o să facem aici, o să fac și o bibliotecă românească, o bibliotecă ambulantă și o să facem niște ateliere de citit și o să merg din oraș în oraș împreună cu copiii mei și cu alți copii din comunitate, ne strângem și citesc și facem ateliere să cunoaștem mai bine limba română. Uite ce frumos, ce idei frumoase și ce proiecte născocești tu acolo de la biroul acela, da? Să înțeleg că... lucrez de acasă de anul trecut, lucrez remote și e minunat, e fabulos aceasta. Să înțeleg că anul 2022 va fi plin de astfel de proiecte, ai agenda plină deja, nu? Da, am agenda plină și îmi doresc în continuare ca oameni din comunitate să se alăture și să dăm drumul, probabil că în primăvară sau de la anul, să dăm drumul și primei școli românești aici. Pentru că lucrăm, cunosc foarte bine comunitatea din întreaga Marea Britanie, pentru că ne-am întâlnit și cu membrii ai asociațiilor din alte orașe și împreună ne gândim să creăm o organizație umbrelă care să cuprindă toate asociațiile românești din UK. În alte orașe, într-adevăr, sunt școli, lucrăm împreună și o să dăm drumul și aici la o școală. Avem nevoie să ne cunoaștem originile, putem să facem ateliere mai creative încât să chemăm copiii, încât să vină adolescenții. Cu ei e puțin mai dificil de lucrat și atunci trebuie să fim mai creativi, mult mai creativi. Și slavă Domnului că nu duci lipsă de creativitate și de imaginație. Mălina, îți mulțumim tare mult pentru această discuție și ne bucurăm să știm că există români ca tine și sunt ambițioși și reușesc acolo unde merg. Ținem legătura pentru că vreau să ne întâlnim și de 1 decembrie, Mălina. Mulțumesc foarte mult. Vreau numai 20 de secunde, dacă mă las, să vă spun unde ne pot găsi oamenii cum care să ne pot spune, vor să ne spună poveștile. Să intre pe canalul nostru de YouTube, Romania in UK, găsesc acolo alte exemple de povești. Dacă vor numai să ne împărtășească și nu vor să fie filmați, pot lua legătura cu noi pe Facebook, pe pagina Romania in UK. Și le scriem noi înapoi, doar să ne spună că vocea lor vrea să fie făcută cunoscută și noi îi ajutăm să facă asta. Așa să fie. Îți mulțumim mult, Mălina. Mulțumesc frumos. Dragilor, mergem în studioul știrilor Metropola TV, unde ne așteaptă Iulia Bălușă cu cele mai noi informații. Bun venit, Iulia! Bună ziua, Dana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vorbim despre faptul că restricțiile impuse de pandemie și certificatul verde obligatoriu în centrele comerciale îi determină pe români să dea buzna în magazine, să se aprovizioneze, cum s-a ajuns ca oamenii să cumpere alimente cu porția, aflați în câteva momente. Și vorbim și despre românii vaccinați cu Johnson & Johnson, care se pot programa pentru a doua doză. Ei trebuie să aibă mai mult de 6 luni de la inoculare pentru a face rapelul. Cine recomandă acest lucru, aflați la jurnal. Iar la final vin cu vești despre vreme, iarna bate la ușă, primii fulgi de nea din acest sezon au apărut în Harghita la peste 1400 de metri în zona frumoasă, dar mai multe, Dana, la jurnal. Mulțumim, Iulia, așadar rămâneți cu jurnalul știrilor în Metropola TV la ora 15. Noi luăm o pauză și ne revedem la 15:30 aici între prieteni.